Micuți de toate vârstele de la Palatul Copiilor din București, împreună cu profesoara rol de engleză și franceză, au ieșit astăzi în parc la o acțiune caritabilă. Ei au decis să-și vândă din jucăriile pe care nu le mai folosesc pentru a-i ajuta pe cei nevoiași. Acțiunea a avut loc în Parcul Lumea Copiilor și se organizează de mai mulți ani, în fiecare primăvară sau început de vară, când vremea este favorabilă. Copiii se adună în parc cu jucăriile pe care nu le mai vor, deși câteodată se despart foarte greu de ele. Părinții dau și ei o mână de ajutor micuților și chiar achiziționează o parte din jucării pentru a le face o bucurie copilașilor lor. Antoaneta Inoan, organizatoarea evenimentului, ne-a povestit despre scopul acțiunii și ce își propun copiii să obțină în urma vânzării jucăriilor. Nu lăsa o parte din bani să rămână la copii, dar jucării de care nu mai au nevoie să le pună, să le ducă la palat și Palatul Copiilor, și ele sunt strânse și sunt donate către case de copii sau, să vedem, pentru copii sinistrați, copii care au nevoie de jucării și nu au mijloacele necesare pentru a le cumpăra. Reporterii noștri au întrebat pe copiii participanți la eveniment ce i-a determinat să-și vândă jucăriile. Simt bunătate în inimă pentru că știu că un copil se va bucura cu ele. Mie nu mai folosesc că am crescut și mi se pare o activitate foarte bună pentru că ne învață cum să ne economisim banii. Ne învață să economisim bani, să câștigăm bani din vânzări. Ne învață să negociem. Acele jucării sunt vechi și am decis să le vând copiilor care n-au aceste jucării. Deoarece nu mai le vreau. Îmi place să vând și să primesc bani. La edițiile precedente ale acțiunii sociale, micuții și-au donat multe dintre jucării spre casa de copii. Acum câțiva ani, când au avut loc mari inundații în China, au donat o parte din banii obținuți din vânzarea jucăriilor către ambasada Chinei, pentru a fi oferiți copiilor sinistrați din această țară.